Hello, hello. Hello din nou. Uh, suntem într o altă locație. Mm-hmm. Și cred că de obicei o să fim în altă locație pentru că ne place să fim spontani. Mm-hmm. Și da, din mai multe motive. Da, uh, avem nevoie de studioul nostru. Corect. Doamne ajutor. Da. Amen. Într-o bună zi. Într-o bună zi. Dar suntem din nou la Podcast Neobișnuit cu Sam și Tania Bejinar. Dacă aveți un nume mai bun pentru noi. Puteți, Sincer, să, puteți să ne ajutați? Cam avem nevoie. Da, adică o să fie incorporat în podcast neobișnuit. Yeah. Mai avem câteva idei de la voi pe Insta, mm -hmm. trebuie să ne uităm pe acolo. Ok. Da, sunt binevenite și alte idei, chiar okay. avem nevoie de un nume. Da, adică să fie ceva la podcast neobișnuit. Sam și da. Tania la podcast neobișnuit. Da, și exact. așa merge. Până atunci! Până atunci s și, și Tania. Tania. Ia, Tanja. suntem din O oh, Tanja. Oh, iartă-mă, baby. le am spus în episodul trecut de Tanja și de unde vine jiu din Tanja. Da. E foarte fain. Uh, sper că ați urmărit. Ați urmărit? Ați urmărit? Pă, cred ați. că ori urmărit destul de mult. Eu balezi. dacă n-ați urmărit, puteți să intrați chiar acum în playlist și să căutați primul episod. Da. Dar dacă deja ați făcut o uh, sunteți bineveniți. Astăzi este uh, pf, și În cât suntem astăzi? 15. În 15. Cred. Nu știu exact când o să lansăm pe finalul săptămânii, pentru că chiar acum, în momentul de față, uh, rulează episodul cu Denis și cu Maggie. Sper că v-a plăcut și acesta. Noi acum deja avem al treilea episod din podcast și... Ia! Yeah. Ia! Yeah. Ce Așa. facem astăzi? Al doilea cu noi doi. Al doilea cu noi doi, al treilea din podcast. True. Da. Ok, în primul rând vrem să vă mulțumim pentru... Faptul că ați vizionat primul episod și mm -hmm. ați avut un feedback așa fain și vă mulțumim pentru feedback-ul primit. E doar începutul. Da, e doar începutul. Praise God că putem să facem asta împreună. Uh, da, Sam, cum te simți, cum ești? Sincer să fiu, obosit Și eu. Dar uh, e bine, e oboseală bună. Da, ce nu știu, parcă în ziua de azi generația asta, nu știu, toți sunt pe fugă, toți sunt obosiți Deci pe oricine întreb cum te simți, sunt obosit Ăsta mm -hmm. e răspunsul Ideea este că eu am întrebat un prieten de-al nostru, îl știi și tu, baby uh, Pentru ce să mă rog pentru tine? Și zice, time management Și are 16 ani și are 16 ani. Hai să zicem cine e. David Budai. Budai, felicitări. <laughs> da, adică yeah. e și felicitări, dar e și ciudat, pentru că eu la 16 ani, mă, când mă întreb, Bine, întrebai, pentru ce să mă rog pentru tine, lume. știi? Pe, tocmai asta e și ceea ce vreau să spun. Suntem în altă da. epocă. Eu la 16 ani, dacă mă întrebai, pentru ce să, te, pentru ce să mă rog pentru tine, să am teză, nu știu, uh, vreau să-mi cumpăr nu știu ce, știi? Da, da. S-a schimbat un pic. Să schimba, da, Doamne ajută-ne să fim înțelepți în uh, modul în care ne organizăm chestiile pe care le avem de făcut Așa e. Să nu irosim timpul mm -hmm. pe nimicuri Amin. Și să ne facem timp să ne odihnim, să dormim, să mâncăm sănătos, da, mm -hmm. chiar avem nevoie Yep. Ok, astăzi o să abordăm un subiect destul de abordat mm -hmm. <laughs> Mai ales de tine Și de abordabil Și de abordabil Ia. Yeah. Uh, pentru că am văzut că la Sam pe Insta majoritatea întrebărilor au fost despre relații. O să facem un podcast despre asta, despre da, relații. Dar mai mult e un fel de Q&A. Da. Și pentru -o răspundem să... numai pe relații pentru că toate întrebările au fost despre asta. Ok. Prima întrebare. Cum să știi dacă e de la Dumnezeu să fii cu un om nepocăit? <laughs> Man, deci efectiv am auzit întrebarea asta de prea multe ori. Ah, Mai me. ales lasam pe Insta. Tell me about it. <laughs> da. Uh, mi s-a pus și mie întrebarea asta. Sincer, sunt foarte multe fete creștine hmm. care au ales să vorbească, să intre într-o relație sau chiar să se căsătorească cu un băiat, un bărbat care e ortodox sau nu știu. Dar Poate n-are nicio treabă cu Dumnezeu, uh -huh. necredincios, uh -huh. sperând că o să se pocăiască. O să se schimbe. Că o să se schimbe, da. De parcă căsătoria din start uh, e o transformare de caracter. Ia. Yeah. Și, bă, există situații în care chiar s-a întâmplat asta. Avem, avem excepții, știm și noi cazuri. Uh -huh. Dar există mai multe situații în care nu s-a întâmplat asta și s-a ajuns la inimi frânte... Hmm. La suferință sau chiar la divorț Și asta e super adevărat Și avem din nou Multe cazuri pe care le știm mm -hmm. Sam, tu ce zici despre asta? Ai spus ce trebuie <laughs> Sincer, eu una Vă zic nu Știu, i-am zis și la o persoană apropiată de mine Nu și s-o supărat pe mine Dar bă, asta e realitatea. Adică nu înțeleg de ce și ce te-ar atrage atât de mult la un bărbat încât să te căsătorești cu el dacă nu-l vezi pe Dumnezeu în el și tu ești creștină. I mean, eu efectiv pentru asta mă rugam cel mai mult să-l văd pe Dumnezeu un bărbatul cu care o să mă căsătoresc. Să pot să fac o echipă pentru împărăție cu el, să facem ceva împreună pentru Dumnezeu. Înțelegi dacă aveți viziuni diferite, Valori diferite, principii diferite Men, nu o să meargă Corect, bravo Nu o să meargă, o să meargă foarte greu Nu-i greșit să evanghelizezi omul ăla Să-i spui adevărul mm -hmm. băiatului Adevărul care fa îl va face liber Din scriptură Asta trebuie să faci, clar Dar asta nu înseamnă că trebuie să intri într-o relație Cu băiatul ăla exact. ca să se pocăiască Exact Înțelegi? Și a mai fost o întrebare pe care putem să o alăturăm Aici. Cum pot aduce un coleg la pocăință cât mai repede? Și aici, de relații dar altfel, de relații da. de prietenie. Da. De colegialitate. Dar mai sunt și fete care sunt drăgostite. De să colegul zicem. lor, <laughs> colegul din de rândul 2, din banca 2. Da, de băieți care nu iubesc pe Dumnezeu, care n-au treabă cu uh -huh, Dumnezeu uh -huh. și. Încearcă să-l aducă pe băiat la Dumnezeu, ca apoi să se căsătorească. Mm -hmm. so, e și ipostază. Exact. Dar aici eu văd că zice că un coleg la pocăință, cât mai repede, cât adică. Mai repede, urgent. E ori o fată care vrea ca să aibă o relație cu persoana asta, mm -hmm. e ori un băiat care chiar. Îl prețuiește pe omul exact. ăla pentru că e prietenul lui și nu vrea să se Ceea ducă e unde nu trebuie, Adică vrea să fie cu Dumnezeu în împărăția lui, cu eternitate, cu Asta Dumnezeu. E știi? Asta e foarte tare. Nu o să poți să l întorci tu cât mai repede, dar poți să te rogi lui Dumnezeu să, să i vorbească cât mai repede și de, a, de acolo înainte îi între el și Dumnezeu, mm -hmm. știi? Tu poți să-i spui adevărul, tu poți să-i spui Evanghelia, tu poți să-i spui că e iubit și că Dumnezeu are un plan pentru viața lui, dar felul în care el este acum nu este uh, ok și trebuie să aibă o credință și o, o, o relație personală cu Isus. Uh -huh. știi? De fapt, chiar nu că poți, trebuie să facem asta. Uh -huh. Adică avem oarecum porunca asta să. Evangelizăm, să spunem adevărul care va duce libertate. A, asta e unul din și din stâlpii uh, comunității noastre locale. Da, evangelizare. Exact. Asta înseamnă evangelizare, Evanghelia vine de la vestea bună, vestea bună a lui Isus Hristos. Ni un cuvânt așa pocăiesc pe care îl auzi în piesa aia, Evanghelia. Evanghelia. Evanghelia are, are putere, putere! Mare! mare! Uai, <laughs> baby, ce ai făcut aici? Ups. al microfon? <laughs> Trebuie de... să te dai un pic. Ia. Okay. Yeah. Deci, nu e ceva abstract, ai auzit așa în, la pocăiți și te ferești. Uh, nu nu vreau să am nimic de face cu asta. Nu, e pur și simplu vestea bună despre ce a făcut Isus Hristos la cruce mm -hmm. pentru uh, fiecare care. fiecare om care crede. Știi? Și evangelizarea de fapt, promovarea acestei vești bune. Mm -hmm. Știi? Ai un produs bun, vrei să spui ceva despre el, știi? Ai. Uh, nu știu. Ai ceva bun și crezi că poate să-l salveze. Ai, ai leacul pentru cancer. Bineînțeles că o să spui tuturor. Așa -i. Știi? De leacul ăla. Și o să dai mai departe. E deci da. pur și simplu comunicarea și trăirea mesajului veștii bune. Yeah. Și fain că vrea tipul ăsta sau tipa asta, treaba asta. Da, și aici vreau să dau ceva. Zi. Uh, cum poți să aduci, de fapt nu știu cum să zic, să răspund întrebării, cum poți să îl evanghelizezi pe omul ăsta ca să fie mântuit cât mai repede, să fie salvat cât mai repede? Păi, în primul rând, ce reflectă trăirea ta? Poți prin trăirea ta, prin vorbele tale, uh -huh. prin deciziile tale mici și mari din viață pe care mm -hmm. tipul sau tipa le va observa, să-l reflecti pe Dumnezeu. Efectiv, prin trăirea ta arată-l pe Dumnezeu. Mm. Prin faptul că arăți bunătate când nu-ți vine să arăți bunătate. Arăți dragoste când îți vine să arăți mânie, ură. Mm. Da. Umblă în roadele Duhului Sfânt. Trăiește o viață neobișnuită, o viață pusă deoparte pentru Dumnezeu, o viață curată și crede că oamenii de lângă tine o să observe asta, o să observe mm. că ceva e altfel în tine și cred că, în primul rând, cu trăirea ta poți să evanghelizezi oamenii, Bravo. dar nu uita că trebuie să-ți deschizi gura și să ai curaj să evangelizezi și să spui, să mm -hmm. spui adevărul. Și fii un prieten. Fii exact. un prieten, nu numai, asta hai clar. cu mine la biserică. Nu mai merge asta. Nu no are rost. No way. Fii un prieten, iubește, cum a spus Tania, trăiește mm -hmm. și apoi spune. Dar nu-l chema prima oară, hai la mine la biserică, știi? Mm -hmm. Vorbește cu el. S-ar putea că el se întrebe pe tine, hei, ce e cu tine? Mm -hmm. a, exact. Eu sunt urmașul lui Hristos. Ce religie ai? Poate nu -am, -am, am nicio religie. Pur și simplu sunt urmașul lui Hristos. Exact. Și avem o comunitate care îl laude pe Hristos, care mm -hmm. se închină, care... Uh, lucrează și care umblă cu Hristos. Exact. Știm? So, ia, merge la următorul. Îmi place de o fată și nu știu cum să îi spun. Hmm. Mi-e frică că mă va respinge. Baby, ce spui despre asta? Deci, fetele clar nu sunt atrase de băieții lași sau fricoși. No okay, way. <laughs> ok. Mm -hmm. Deci, dacă ești băiat, fii curajos, fii drăzneț, dar clar, echilibrat. Mm -hmm. Nu prea mult nu prea repede, dar fii curajos și spune lucrurilor pe nume. Adică dacă îți place de o fată, spune asta fain, fără să tremuri și să... Adică mm -hmm. e normal să ai emoții, dar mi se pare exagerat să îi zici printr-un mesaj. spune în realitate, mm -hmm. nu? Mm -hmm. Tu mi-ai zis în realitate. Bine, m-ai mm -hmm. făcut să înțeleg prin mesaje. Da. Mm -hmm. Ambele. Ne-ai zis ambele, da, prin mm -hmm. ambele. Dar oricum, tu chiar ai fost curajos. Adică și m-a chemat din prima să ieșim. Ia, n-am vrut online să stăm. Da, și am apreciat am vrut asta, vrut să vorbim. Da, deci chiar e nevoie să fii curajos și să-i spui Fine, că, bă, mie îmi place de tine mm -hmm. și, da. Nu te ascunde după Instagram-ul tău sau Facebook-ul tău sau whatever, știi? Da. Întâlnește-te face to face. E cel mai bine așa. Exact. Eu direct, primele două conversații cu Tania, trebuie să ne vedem face to face, știi? Altfel... Și am apreciat asta mult. Da. Curajul a de a sta față față cu o persoană și ai zâmbi și a vorbi și a mânca ceva, chiar dacă s-ar putea să nu iasă nimic din asta, știi? Mm -hmm. Pur și simplu fi tu și bucură-te de viață. Dacă Dumnezeu vrea ca să lege ceva între voi, se va lega, cu siguranță. Mm -hmm. Nu te stresa prea mult. Și dacă exact. vrei să impresionezi prea mult, nici asta nu-i bine. Nici laș, dar nici bufon. Nu, <laughs> nici prea băgăcios. Știi? Da. Nici eu n-am fost așa băgăci, o să știi. Mmm, Care a fost echilibrat? Am fost așa, așa la mijloc, la mijloc, da. Uneori eu păream la care nu e Acum așa, păream. intuit, yeah. Ori tu... Nu, no, tu nu păreai, tu mereu ai părut că vrei, dar că ziceai We will live and we will see Da Dar asta era fain, că da. gen, era și un pic de suspans. Era și un pic de suspans. Da, <laughs> și deci, am dat de la început. Ha -ha. Eu știam de la început. Nu mai e mai fain cu suspans. E fain, e fain să te bucuri. De da. momentele alea. Dar să știi ce vrei. Ia. da Ce avem next? Nu țineți prea mult în suspans. Da, nu, chiar. asta vrem Fase să lungi și eu, nu, 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 Adică mie mi-a fost săptămâni. clar că s am vrea ceva serios de la mine. Uh -huh. Chiar dacă nu era disperat, înțelegeți? Ok, altcineva zice. Numai mie mi-e frică de relații Nu nu mai ție. <laughs> ție ți au fost frică de relații? Mă, nu mi-a fost frică de relații Dar mi-a fost frică de relația nepotrivită mm. Știi? Adică Am înțeles. Nu voiam să încep ceva cu cineva Și să fie fail mm. Majoritatea Și să te expui cu persoana aia Și după yeah. aia să nu mai fie Iubi, majoritatea fricilor Au la fundament yeah. frica de eșec yeah. Fie că e business, fie că relații fie că e orice altceva. Mm -hmm. Și a fost frica aia de eșec, adică, bă, încerc cu cineva și o să fie eșec, știi? Mm -hmm. Sau, so, n-am avut frică de relații, dar am avut oarecum o doză de frică de eșec și mai bine, nu m-am aruncat. Și mi-am făcut da. treaba, zice Scriptura, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe, pe deasupra. Asupra. Și aici vorbește în contextul uh, lucrurilor necesare, știi? Mâncare, mm -hmm. băutură, haine... Însă eu cred că Dumnezeu îți poartă de grijă și în sensul ăsta, știi? Da, și eu, adică tu trebuie să deschizi ochii, trebuie să vorbești, trebuie să slujești, trebuie să cauți cu adevărat împărăția, dar Dumnezeu în anumite circunstanțe ale vieții îți va aduce în contextea apropiate și soția mm -hmm. sau soțul, știi? Mm -hmm. Trebuie numai să deschizi ochii, trebuie numai să te rogi, trebuie numai să stai um, în continuare în ceea ce te cheamă Dumnezeu să faci și să... Vezi dacă mai alergă cineva lângă tine, în timp ce faci ceea ce, ce faci. Face, da. Exact. Da. Și. frica nu e de la Dumnezeu. Nu-i bună, chiar nu-ți face bine. Mm -hmm. Eu zic să lași frica asta la o parte, să-i cer Domnului să te elibereze de ea exact. și să-ți pui încrederea în Dumnezeu pentru că El chiar poartă de grijă și poți să ai toată încrederea că o să fie bine. Clar nu să te avânti și să te arunce în tot. Ce nu trebuie în asta, cale. Nu, nu, eu am stat foarte mult uh, în anonimat uh -huh. yeah. Să so, ia, yeah. e nevoie de, de curaj, dar e nevoie mai mult de credință De fapt, de multe ori credința și curajul merg în mână-mână da. Și relațiile sunt un dar de la Dumnezeu Cum să-ți găsești un mentor? Hmm. Bună întrebare, aveți destul, nevoie, avem nevoie de mentor de, și un pic destul de complex, adică cum să-ți găsești un mentor cum să-ți găsești un mentor? Hmm. Eu am mulți mentori și de la distanță. Da. Eu pe Tim Keller, de exemplu, îl consider un mentor la distanță. Deși nu l-ai întâlnit niciodată. Da. Dar Ce și l-am să... pe Cristi care e aproape de mine, un Uite, mentor. Cel mai bine e să ai neapărat doi mentori, dacă vrei să ai unul de la distanță. Da. Să ai și unul pe care poți să-l vezi îndeaproape. Exact. Să te întâlnești cu el, să stai la exact. capeluță cu el, să da. înveți de la el. În primul rând, iubi, ar trebui să ai și un mentor care oarecum merge în direcția în care vrei tu să mergi. Da. Știi? Da. Deja merge, are câțiva pași înainte, îl iubești, îl admiri. Exact. De exemplu, eu am pe Lacrima Mariți, care este soție de pastor, deci. E aproape, da? <laughs> da. Sunt și prietene bune, dar da. o poți considera și mentorul tău, yeah. pentru că chiar, chiar ai ce să înveți de la ea. Chiar. Am. Însă, eu cred că asta ar trebui să faci, să cauți mentor oarecum în direcția în care tu ai vrea să mergi, mm -hmm. știi? poate nu știi direcția în care vrei să mergi. Du-te la cea mai apropiată persoană de lângă tine care o vezi cât de cât poate o consider un lider, poate o consider o persoană de influență, poate o consider o persoană care are o opinie uh, biblică, o opinie bună, o opinie sănătoasă, știi? Mergi și întreabă o persoană aia, hei, în ce direcție să merg? Asta e viața mea, astea sunt datele problemei mele. Vreau un mentor, vreau să mă ghideze. Poate devini persoana aia mentorul tău sau poate altă persoană să devină mentorul tău, în funcție de ce spune persoana aia. Uh -huh. Știi? Da, ce important e că da, avem nevoie de mentori în viața noastră. Da. Chiar. Chiar avem. Și dacă ești adolescent, și dacă ai 22 de ani ca mine, 27 de ani ca să ai nevoie de cineva care vede lucrurile din exterior și mm -hmm. e acolo să te ajute și să te îndrume. Până și mentorul tău are un mentor, deci. Corect. Da, dar ce e <laughs> da. fain să ai uh, un mentor din biserica ta, poate, sau pe cineva pe care poți să-l vezi îndeaproape pentru că poți să vezi viața lui de zi cu zi mm -hmm. și. Altfel e mai greu să te ajute cineva cu care tu n-ai treabă, înțelegi? Da, e bine să ai mentor și de la distanță, chiar îți recomand, dar, dar trebuie nu măcar, de la distanță. Da, măcar unul da. de aproape. Așa -i. Ia, deschide ochii, oamenii sunt lângă tine și cred că mulți sunt gata să te ajute. Uh -huh. Ia, ce întrebare avem acum? O citesc eu? Ce să faci în cazul în care ai tăi nu sunt de acord să te căsătorești numai după ce termin facultatea? Păi um, sunt două... Cred că sunt două uh, ipostaze aici. Persoana care stă în casă cu mama și tata, persoana care nu stă în casă cu mama și tata, știi? Da. Persoana care stă în casă cu mama și tata și facultatea e plătită de mama și de tata. Ar trebui mm. să asculte de mama și de tata. Pentru că sunt autoritate peste tine. Exact, exact, exact. Da. Dar persoana care nu stă în casă cu mama și tata și merge la facultate și în același timp poate are o sursă de venit ok, uh, poate să se căsătorească. Liniștit. Chiar dacă părinții nu sunt de acord? Da, dacă e major Corect Dacă e major Toți sunt autoritate peste voi Sunt autoritate clar. peste voi, dar eu nu cred că Dumnezeu vrea ca tu să te căsătorești doar după ce îți termini faculta Înțelegi? Asta e tipic generației în tipic care trăim. societății noastre Adică Materialiste, da. de altfel Deci nu este o rețetă Am terminat faculta, m-am mărit Poate nici nu ai cu cine să te măriți Pentru că în facultate te o interesoară carieră Da Știi? Nici să-ți pui nunta lângă licență, cum am făcut eu, pentru că mm -hmm. a fost foarte greu. Da, da, așa au fost lucrurile. Da? da. Slavă Domnului. A fost bine. Da, man, nu e un standard să te iei după când termini facultatea. Da. Adică facultatea nu e mai importantă. Dacă oameni de lângă tine, în principiu comunitatea ta, spun că e ok persoana de lângă tine mm -hmm. și tu ești ok, aveți o relație bună, vede că sunteți implicați, sunteți sănătoși, uh, chiar dacă sunteți amândoi în facultate. Eu recomand mm -hmm. căsătorie. Dar e important să și aveți o sursă de venit, amândoi da, sau, măcar un sau măcar unul Sau Altfel, altfel, altfel nu e ok. -o să puteți. Dar și dacă aveți o sursă de venit doar. Nu, no, dacă și vă ajută e, părinții. E decent de venit um, a da, devenit. Okay. Ar trebui mai degrabă să vă căsătoriți decât să ardeți, decât să se da. întâmple lucruri care apoi o să, să le vă regretați. Să vă apropiați mai mult decât da. e ok. O să le regretați și apoi poate nici nu o să mai fiți împreună. Da. Că poate nici nu o să vă mai căsătoriți, dar voi v-ați început viața sexuală unul cu altul. Știi? Mm -hmm. Mai bine căsătoriți-vă, iubiți-vă, dacă e de la Dumnezeu, o să fie extraordinar și cu un singur salar. Așa e. Înțelegi? Așa e. Să fie bine. Și așa în timp o să se reglementeze lucrurile. Cu siguranță. Ok. Uh, există pauze în relații? Crezi în persoana potrivită la momentul nepotrivit? Mm. Eu cred că există persoana uh, potrivită La momentul, la momentul nepotrivit. nepotrivit Pentru că Și noi ne-am întâlnit când aveai 16 ani 16 ani Da Da Și din prima O să vă zicem noi în Următorul podcast În următorul podcast Da Da uh, Din prima am avut un click O chestie Mai mult tu Că eu eram prea mică sincer. Aveam să mă 21 Tu aveai 16 Da Da dar chiar era momentul nepotrivit pentru că eram mică și abia atunci am avut întâlnirea așa faină cu Domnul și mă păcăiam mm -hmm. și a fost schimbarea mea mm -hmm. și chiar am focusat pe asta și mă bucur de lucrul ăsta pentru că n-ar fi fost momentul potrivit și cred că chiar a fost nevoie să trecem prin ce am trecut până la 20 de ani și 25 de ani când ne-am reîntâlnit. Mm -hmm. Am avut nevoie ca să ne maturizăm să. Dumnezeu, știu de ce? Exact, Dumnezeu Eu știu. Eu chiar de cred ce. că există persoana potrivită în momentul nepotrivit, trebuie să ai răbdare și trebuie să ai. Uh, credință. Da, părerea mea. Trebuie da. să ai credință. mi a plăcut de tine de atunci, de era e prea mică, aveai 16 ani, aveam 21. Ce să fac? știi? Exact. Și, și m-am rugat, m-am rugat și am lăsat-o în voia lui Dumnezeu, știi? Și te și gândeai la chestia că, bă, dacă mă bag acum în seamă cu Tania, Aha. Și nu o să-mi Exact, exact. După aia. Cum când -ai întorc? mai întorc? Când mai ai a doua șansă, știi? Yeah, Peste 2 3 ani, 4 ani. După ce deja ai vorbit cu ea, ea e mai greu. Eu chiar Tine am gândit-o ai... treaba asta atunci. Da, am gândit-o aveam 21 de ani și ziceam, bă, dacă acum încerc ceva, o să mai pot încerca ceva pe viitor. Cred că nu. Hai să o hai să lăsăm așa. Și mi-am pus pofta în cui. <laughs> <Ce tare. laughs> dar nu pasiunea în cui. Pentru că încă mi-au fost drag de tine. Oh. Ce cute. Toată perioada. Avea aia. aștept să vă zicem povestea noastră de dragoste. Ia, yeah, o fie... cum vine să dau uh, -o spoiler nu mai, nu da, mai, nu mai, 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 dar o să dăm tot din casă <laughs> în următorul episod. O să fie la un date. Să facem un date și o să vă chemăm și pe voi cu noi. Mm -hmm. Ok? La date cu noi. O să fie foarte interesant, dar. ia, o să o să vedeți. Până mm -hmm. atunci, hai să mai răspund la una două întrebări. Dacă n-am terminat cu întrebarea asta. Există Ei, pauze în, în relații? Hai să închei eu ne, tre ne okay. trece timpul. baby. Mai asta, există pauze în relații? Eu cred că da, pot să fie. Da. Și eu cred. Și da și, și nu. Și pot fi pauze după care poți să nu mai fii împreună cu persoana aia exact. sau să nu intri în relație exact. cu persoana respectivă sau o să continuați. Dacă Dumnezeu face conștiință că, bă, e nevoie de o pauză, e ok. Uh -huh. okay. Încheiem cu întrebarea cu de ce generația asta? Da. Ok. De ce generația asta? De ce generația asta? De ce poate unii dintre voi? La 15-16 ani, poate și mai mult, suferă așa de mult din dragoste. Mm -hmm. Dragoste. <laughs> <laughs> o, bă, eu, am scris asta și pe Instagram și cred că e o, o, da. e o problemă de priorități. Mm -hmm. Știi? Pentru că dacă voi uitați pentru ce perioada asta? Exact. Adică, men, nu o să vă mai întâlniți cu perioada asta niciodată, acum e momentul să investiți în voi, în persoana voastră, în exact. relația voastră cu Dumnezeu. Exact. Citiți exact. cât puteți de mult, eu chiar am citit foarte mult la vârsta aia și mă bucur. Ce dragoste, ce dragoste? Men, în primul rând, dacă nu ai o relație cu Dumnezeu, care Dumnezeu este dragoste, n-ai cum să ai nici măcar un simțământ al dragostei Correct. adevărate. Că te iubesc tău, ce valoare o să mai aibă? Mm -hmm. Dacă tu nu știi ce e dragostea și cine e dragostea, știi? Tu în primul rând cu Dumnezeu trebuie să fii bine, pe verticală trebuie să fie ok. Exact. Înțelegi? Exact. Și în al doilea rând trebuie să te cunoști pe tine însuți. Mm -hmm. Că avem relații tridimensionale, relația cu Dumnezeu, relația cu noi înșine și relația cu oamenii. Și de multe ori sărim direct la relația cu oamenii fără exact. să avem relații cu noi. Și cred că din cauza asta, ăsta e motivul pentru care generația asta suferă așa de mult din dragoste. Nu-și cunoaște identitatea. Exact. Ad pentru că nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Da. Și când nu-l cunoaște pe Dumnezeu, evident, nu o să cunoască niciodată dragostea adevărată. Mm -hmm. Și e ok, e foarte normal să-ți placă de cineva. E ok. Și o să-ți placă, probabil. E okay. Mai ales la vârsta asta, nu știu mereu. Dar nu văd drama din asta Exact, nu vă drama din asta <laughs> Și nu te pune să te apropii prea mult de persoana aia Și numai să vă chinuiți Să abia așteptați să treacă 3, 4, 5 ani Ca să vă puteți căsători Adică să vă îngreunați viața Există excepție Există, există da. știm și noi Am și verișori care au făcut asta și slavă Domnului, chiar au fost vreo 5-6 ani împreună, Doamne ajută. de pe la 16 ani, dintr-o tabără sănătoși. și au avut o relație curată și faină înaintea Domnului până s-au căsătorit. Dar e mult mai greu. E mult mai greu. E mult Puteți mai greu să întrebați. să rămâi curat. E mult mai greu să rămâi focusat. E mult mai greu să crești. E mult mai greu să faci ceva pentru Dumnezeu. Și pierzi mult timp. Pierzi mult timp și mesaje și tâmpenie. Iurea. Și emoții, sentimente și Atâta poți să investești în tine în perioada aia și da. în relația ta cu Dumnezeu și în relația ta cu oamenii din jurul tău în comunitate încât s-ar putea ca peste 2-3-4 ani să fii o persoană incredibil de dezvoltată și personal și spiritual. Așa e. Și o să pierzi dacă tu îți focusezi tot timpul și îți investești tot și timpul energia. de acum și energia în nimicuri. Uh -huh. În povești de doilei. Da. Știi? Să ia. Priorități, Dumnezeu, în primul rând, pentru că Dumnezeu e dragoste și abia atunci o să știe dragostea adevărată și, iartă-mă că spun asta, prioritatea ești tu. Prioritatea ta ești tu la 16 ani. Nu iubițică Așa. sau iubițicu. Cunoaște-te pe tine, dezvolte-te pe tine, lasă-l pe Dumnezeu să toarne în tine ceea ce deja au pus în tine să toarnă și mai mult și să dezvolte abilitățile alea și darurile alea pe care el ți le-a dat mm -hmm. și fă ceva pentru împărăție, implică-te în comunitate, stai cu oameni, stai exact. cu prieteni. de am și pus numele la... Zion. caută un mentor. Da, caută un mentor. de am și pus numele la grupurile mici de Zion, Zion Friends. Pentru că exact. suntem prieteni. Fie că sunt atei unii, fie că sunt de la alte biserici unii, fie că sunt de la noi, fie că au treabă cu Dumnezeu, fie că n-au treabă cu Dumnezeu. We are, we are, are friends. friends, we are friends, yeah. let's be friends, știi? E timpul să ne facem prieteni, știi? Mm -hmm. Nu iubițiți doar. <laughs> <laughs> și să ne ducem undeva pe uh, colțul holului și să... whatever. <laughs> Știu că am fost prea acolo. Și eu. Într-un liceu toxic. <laughs> <Yeah>. <laughs> Cum foarte mulți dintre voi sunteți astăzi. Da. Pentru că chiar recent am avut niște conversații Cu niște tineri și e așa De Grea față de liceu Da mă să Sincer, știm În momentul de față e grea Ispite, -i -i. atacuri Probleme Dar În toate astea există și un Dumnezeu Și în toate astea Dumnezeu e cu voi E în voi yeah. Lăsați-vă, folosiți de el Amen. Sunteți la vârsta potrivită să Să străluciți o, oh, da, asta a fost faină. Așa că străluciți. Străluciți, străluciți. Um, ar mai fi multe de spus, ar mai fi ceva întrebări, dar vrem să rămânem în timpul ăsta nostru de acum avem până în jumătate de oră. Au fost bine pentru un Q&A, Se putea și mai mult, dar vrem să rămânem la formatul ăsta mai scurt. Da. Deci, iubita mea, scumpa mea. Iubitul meu, mi-a făcut plăcere să facem un nou episod. Și mie, chiar a fost foarte fain. Da. Um, dacă aveți o părere legat de ce am spus... Um, Pro sau contra, lăsați comentariu aici sau pe da, Instagram, lăsați-ne un mesaj, sunteți liberi. Da. Uh, și mulțumim pentru întrebări. Da, mai așteptăm și pe alte subiecte. Și pe alte subiecte, da, vă Dar rog până am. atunci, iubi, spune ce urmează, ce urmează, ce urmează uh, la podcast uh, uh, neobișnuit. Deci, mm, fiți mm, pe fază. Mm. Următorul podcast, în doi, v-am zis, o să fie un date. Poveste Chiar noastră, o să fie neobișnuit. Poveste noastră de dragoste, eu, am emoții. Destul de interesantă. Mm, 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 ha, și eu. Ok? Da, ok, abia aștept episodul ăsta Și, și după 1 octombrie mai urmează un podcast uh, în care nu o să fie sam, dar o să fiu eu și o minunată femeie, Mimi Coin, pe care e mentoră și? ea. Da, și mentora mea, și e o femeie cu experiență consiliere îi foarte înțeleaptă și îl iubește pe domnul așa de fain. Mm -hmm. Și o admir. O prețuiesc și abia aștept să facem uh, împreună podcast pe un subiect uh, interesant mm -hmm. și delicat, numit. Anxietate? Anxietate și depresie. Iap. Yep. Iap. Yep. Și de ce faci tu asta cu ea? Pentru că am avut uh, lupta mea cu anxietatea mm -hmm. și o să împărtășesc și experiența mea. O să fie mai lung, cred că, da, episodul ăla. Și eu cred. Dar și cred că se, merită, să se că... merită. Bă, e o femeie plină de înțelepciune mm -hmm. de la Dumnezeu, care e și studiată în domeniul ăsta și cred că dacă asculti până la capăt, îți faci un mare, mare bine. Da. Ia. Abia aștept. Ne vedem. Mă rog să fie o binecuvântare ne pentru voi. Abia aștept să ne revedem. Vă iubim și vă îmbrățișăm. Și sunteți... Neobișnuit de iubiți! iubiți. <laughs>